Salutare, salutare! Am primit un colet de la BuzzBox. Să încerc să acopăr asta de aici. O să-mi acopăr doar adresa și o să vă arăt cum am primit eu coletul. Scrie fragil pe el, da? E tot bușit, e tot îndoit. Vai steaua lui. Aici se vede clar că e rupt și nu numai atât. Aici e desfăcut. Deci, efectiv, poți să scoți din colet ce vrei să scoți, pentru că la cum arată, nici măcar nu mai contează. Ia uite-l. Așa arată un colet baz, un BuzzBox. Acum o să scot numele, pe aici, dacă tot e rupt. Așa. Ba nu, stai că pe aici trebuie să scot. Partea asta nu e... Nu intră și pe aici, nu. Și o să vedem ce conține BuzzBox-ul respectiv. Oricum, eu sunt extrem de dezamăgită, pentru că nu așa trebuie să arate. Și se scrie. Ia uitați-l. Ce am scos asta, se vede cât a fost de bușit. Și aici a fost aruncate o grămadă de chestii peste. Na, e jale și dezastru. Dar hai să vedem dacă mai este ceva întreg înăuntru. Este Mega BuzzBox-ul lunii noiembrie. Știu că am zis că nu mai iau alt BuzzBox în viața mea, pentru că nu-și meritau banii și erau doar erau doar mostre. Ei bine, de data asta mai ciudat, dar e încă întreg, nu e nimic curs pe aici, ca la asta vreau să mă refer. Bun. Deci, pentru că erau doar mostre și nu își meritau banii. Ei bine, de data asta, aici este o mostră de la Yves Rocher. Să sperăm că măcar asta e întreagă. Și BuzzBox-ul ăsta a fost la... Aici e un pic bușit, dar nu are importanță. La 30 de lei. BuzzBox-ul, tot. Și atunci am zis, ok, hai, e 30 de lei, încercăm să luăm și noi un BuzzBox. Să vedem ce și cum, pentru că nu e o avere. Ce conține în mod normal? Hai să vedem. Aici este o mostră, e mostră de la Yves Rocher. Deci sunt într-adevăr mostre, dar măcar acum a fost la un preț acceptabil. E o mostră de serum Fortifiant Anti-Pollution Daily Serum de la Yves Rocher. Așa. Ser fortifiant antipoluare, ten fortifiant și luminos, cu două ingrediente active vegetale brevetate. Extract de călțunaș. Și ăla se și mănâncă, domnul călțunaș. Și microalge. Așa, protejează împotriva agresiunilor externe și pentru a întârzia efectele procesului de îmbătrânire al tenului. Bun. E întreg surprinzător. Eu am fost foarte dezamăgită și foarte necăjită când am văzut cum arată. Ah! Este un gel. E un gel. Dar miroase tare bine. Bun. Miroase destul de bine. Asta e o smântână de la Megle pentru gătit. Smântână dulce. Așa, la 200 de ml. Deci produsul era ăsta la cantitatea normală. Asta e un sos de roșii cu busuioc. Așa, de la Hellmann's. Sincer, niciodată n-am folosit. Sunt foarte curioasă, bă, n-are nimic, nici rupt, nici îndoit, nici, wow, surprinzător. Aici avem un baton cu rom. De când ai mâncat voi baton cu rom? Eu n-am mâncat de mult timp, sincer. Nici nu mi-este foarte dor, dar am zis că le iau pentru fiică mea, inclusiv o prăjiturică măgura cu cocos. Și astea sunt... Life Color and Care 5 Minutes Color Boost Hair Mask Velvet Plum.
Așadar, ăsta ar trebui să fie... o mască. Și ciudat că nu are nimic în limba română, din câte văd. Da. Doar că este colorantă. Deci, efectiv, n-am ce face cu ea. Pentru că nu e un balsam de păr, e un balsam colorant. Scrie așa. Să folosiți mănuși protectoare. Așa. Use like a normal hair mask. Deci, așa că o folosiți ca pe mască normală, lăsați 5 minute sau mai mult pentru o culoare mai intensiv. Color lasts up to 6 washes. Deci, imaginați-vă eu blonda să mă dau cu așa ceva. Ce ziceți? Am curaj să o fac? Deci nu-mi vine să cred. Dar oare era? Eu nu mi-amintesc să fi fost uitați, aoleu. Miroase exact ca o vopsea de păr. Deci n-are nicio treabă de fapt cu balsamul de păr. O să caut în descrierea box box-ului, dar eu nu mi-amintesc. Și miroase exact ca și vopseaua de la Schwarzkopf, Velvet Plum. Aoleu și vai de mine. Na, always. Astea o să le dăruiesc. Să le fac cadou, pentru că eu nu folosesc Always. Cam fac alergie de la ele. Deși pentru alții sunt foarte bune și le folosesc cu drag. Dar, na. Hai să zicem că nu sunt pentru mine. Aici, color catcher-ul, ăsta îl folosesc în momentul în care am, spre exemplu, haine albe și haine vag colorate, să zicem așa. Și atunci le folosesc color catcher-ul. Este un șervețel care absorbe culoarea. Aici elixir botanic de la Yves Rocher. Ai mostră. Aici Silky Touch Renew, tot o mostră de la Dr. Grandel. Așa. Beautician Renew Silky Touch. Trebuie să recunosc că nu știu marca. Cu pectide și e o cremă, din câte îmi dau seama. Tot mostră, o altă mostră de la Today, Tomorrow, Always, The Moment. Avon. Recunosc că nu am mai folosit de foarte mult timp produse de la Avon. Tot într-un bath box am avut o spumă de curățare. Deci ăsta se numește The Moment. Today, Tomorrow, Always The Moment. Din gama, acum foarte mulți ani, cred că sunt vreo 9-15 ani, 20. 20, vă dați seama. Așa. Poate 20 e mult, dar în fine, vă dați seama, înțelegeți ce vreau să zic. Mi se pare că am folosit Tădeiul și care mirosea foarte bine pe vremurile alea, copil fiind, nu aveam nu știu ce bani de altceva. Și îmi luam de la Avon. Erau parfumurile cele pe care puteam să le folosesc. Nu miroase rău. O să-i dau și la fiica mea. Lasă că o să-i dau și la fiica mea. Asta e de la Pervol. Mai am încă ceva capsule. All in caps. Acum că e iarnă, folosesc Pervolul pentru că am foarte multe croșetate, tricotate, plușate și așa mai departe. Și atunci va fi ok. Aici este vitamina C lipozomală, cred că sunt capsule moi, da, 10 capsule gelatinoase moi pentru absorție eficientă, așa, pe care o să le iau în fiecare zi, dacă nu trebuie să le sugă, e foarte ok pentru mine.
Chiar aveam nevoie de așa ceva. Astea sunt, oare de la cine? Reținător, notificare, MedHealth, SRL. Ok. Așa. O mostră de Silan, o mostră de Persil, de la Gliss. Aqua Revive Moisturizing Shampoo. Pentru păr normal sau uscat. N-am înțeles dacă e pentru el sau pentru ea. Aici tot așa, 7 secunde, tot de la Aqua Revive Repair Treatment. Și de la Sios Keratin Intensive Conditioner. Deci, ca idee, asta e pentru păr. Bun, deci au supraviețuit până una alta. Chiar dacă a fost un dezastru. Și le punem aici frumos. Astea sunt pentru păr. Asta... tot pentru păr, keratina. Așa. Avem o mostră de la Avon. Ok, și după aceea o să chem micuțul Tsunami alias fica mea. Așa, de la Pervol Color Catcher. Cam astea ar fi. Ok. Vitaminele. Un Always aici. Aici avem ăla asta de la Yves Rocher. Bun. De la Hellmann's. Asta. Deci cea mai mare dezamăgire e cu ăsta pe care nu o să-l folosesc. Nu o să mă fac niciodată culoarea asta. Ok. Astea de mâncare. Păi, unde să le mai îndesc și pe ele? Așa. Bun. Penea asta. Dr. Grandel, sincer, îmi cer mii de scuze, n-am auzit de Dr. Grandel și de la Hellmann's, așa cred că ar trebui să o pun. Bun, se văd toate? Nu cred că se văd toate, ar trebui să mă mai mișc un pic ca să fac poze, dar per ansamblu cam asta ar fi. O să le încadrez. Uf, ia uite. În sfârșit, încăpem, da? Le mai înghesu eu cumva, dacă trebuie, în cazul în care n-ați înțeles ce fac, fac și eu niște poze. Pentru toată povestea. Cum că le-am primit. Dau asta mai jos. Pentru că altfel nu ne înțelegem și nu ne vedem. Și o să-mi cadă stativul. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Telefonul meu nu este foarte greu. Și cu toate astea nu vrea să le mai țină. Bun. Teia! Ce? Vii aici un pic? Da. Da. Uite aici. Hai să îți dea mami frumusețe. Așa. Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Teia și... tu ești Teia și ține aici mânuța să-ți pună mami aici așa. Și aici mami mi-i pune ceva de mânuță. Că dacă și fac... Poftim! Și mi-i pune o picătură. Ia, pun o picătură și miroase. Este un parfum, nu este pentru... un tău. E pentru un parfum de mânuțe. Vă frecați bine și mioase. Așa, bun, am înțeles. Și mioase foarte bine. Și aici? Aici avem o ciocolățică o ciocolățică bună. Pentru cine e ciocolățica asta? Pentru Teia. Pentru Teia. Bagă capul aici, așa. Așa, te întorci așa și zici salut! Salut! Eu sunt Teia. Aici, și, unde și, ești, Teia? Și avem o undină ta. Cum se numește ta? Adică, bun, ați înțeles. Vitamine. Nu.
Este o smântână pentru gătit, ca să-ți fac ție paste cu brânzică. Cu brânzică? Da. Alea sunt vitamine. Astea sunt vitamine cu, da, cu din astea. Da. Pentru bun, toate produsele astea au fost 30 de lei, 29,99 mai exact. Acum nu știu exact. Când, acum eu vorbesc puțin, da, mami? Da. Spune salut! Salut! Așa, și după aceea o să mai vorbesc și tu iar. Ok, mulțumesc! Bun, toate astea au fost 29,99, deci 30 de lei. Nu știu cât costă fiecare în parte, pentru că nu am studiat, except în mostrele care n-ar trebui să coste ceva. Dar am zis că mi-era dor de un... Buzzbox. Buzzbox-ul lunii noiembrie. Mega Buzzbox-ul, așa că l-am cumpărat. Rușine să am de-i curier. Rușine, cred că, tuturor curierilor. Acum punem un disclaimer acolo, ori fi și alții mai de treabă, dar în ultima perioadă este jale. Asta este tot pentru astăzi. V-am pupat!